Bună, ce bine. Îmi pare că stăm de vorbă puțin, și uh, sper că sunt mulți dintre uh, cei poate între, între 10 și 25 de ani, <laughs> a poate să și mai mult, mulți dintre uh, tineri, pentru că vreau să vorbesc puțin despre uh, mărturia despre procesul, despre drumul prin care am trecut când eram de vârsta voastră și am am pornit spunându-vă despre felul cum m-a găsit Domnul și felul cum a arătat că El este și a avut un impact enorm de puternic în viața mea. În 17 ani, și am zis că nu pot trăi fără el. Și um, um, am, am pornit de asemenea citind din Galateni 1:13 despre Apostolul Pavel, care a avut o întâlnire foarte reală cu Domnul. După ce a trăit în iudaism și a fost împotrivitor Evangheliei pentru o vreme considerabilă, și spune: Când Dumnezeu, care m-a pus deoparte încă din pântecul mamei mele, m-a chemat prin harul său, a găsit potrivit să-l descopere pe fiul său în mine. Deci nu este o. Vorba de o convertire. Nu vrem să te încreștinăm, să te punem la nu știu ce denominație. Vreau să-L cunoști pe Dumnezeu viu. Vreau să-L cunoști pe El. După asta suntem. Asta este cel mai important. Că după aia El îți arată exact unde trebuie să te încadrezi, cu cine să vorbești. Da? Asta, asta este așa de important. Da? Um, <coughs> și... Um, după aceea spune, deci am vorbit puțin despre asta de-a trecută, dar acum vreau să mergem puțin mai departe și peste. Pentru Apostolul Pavel spune că um, um, nu s-a conectat cu oamenii, ci uh, Domnul l-a dus într-o pustie în Arabia și a stat acolo 14 ani sau câți ani a stat, o grămadă de timp. Deși era mare nevoie de Vesirea Evangheliei, deși mulți dintre neamuri erau, spunem noi, pregătiți să primească, dar Domnul a zis: Nu, nu, nu. Nu vreau să multiplic um, ceea ce Pavel are, nu vreau să fac o biserică paulină, ci vreau să fiu o biserică a lui Hristos creștină. Da? Așa de important e să, să nu fie o reproducere a predicatorului, a misionarului, a lucrătorului, ci o reproducere a lui Hristos. Da? Asta e roada care uh, urmărea Domnul. Um, deci, cumva a fost scos din circulația asta a lucrătorilor, apostolilor, da, și învățat de Dumnezeu, este puțin diferit și asta este lucru care l-am învățat foarte mult când cineva are o întâlnire cu Domnul și asta s-a întâmplat și cu mine și devine ceva real în viața lui îl punem șef de tineret sau îl punem să predice sau să spună poezii sau să cânte sau îi dăm de lucru <laughs> da? Care n-a fost ceea ce um, domnul a făcut cu apostolul Pavel. Și um, e interesant că um, a fost ceea ce am experimentat. Deci, am, am fost promovat între tineri, eram entuziasm, eram intelectual, puteam să formulez predici, uh, eram talentat cu muzica, deci aveam talentele omenești. Da? Dar Domnul avea un alt plan. Și am mai povestit despre treaba asta, dar ce s-a întâmplat este um, când am ajuns în armată, deci la 19 ani, 18-19 ani, um, era prima dată când ieșeam din, din sera protecția părinților a bisericii. Da? Era prima dată când mă întâlneam cu lumea din afară, dacă vreți. Și a fost foarte șocant. N-am <gânghe> da. crezut că oamenii se pot îmbăta în halul ăsta, copii de 18 ani, 19 ani. N-am crezut că pot vorbi așa de urât, N-am crezut că pot să trăiască în toate lucrurile care nici nu le pot descrie acum în halul ăsta și ăștia erau viitor studenți la Politehnică, da? Dar pentru mine șocul ăsta a fost bun pentru că mi-am dat seama că am o alegere. <laughs> da Și um, um, alegerea a fost... E foarte simplu și nu știe nimeni și poți să trăiești și tu acum, mai încerci lucrurile din lume sau uh, îl caut pe acest Dumnezeu care inima mea tresărea când îmi vorbea. Da? Și uh, decizia asta a fost, uh, bineînțeles, ajutat de El. Absolut, ajutat de el. Nu vreau să pun jos sau să cred că ios mai nu știu cum de. Nu, nu, ajutat de el, absolut. Dar armata, de fapt, și spre sfârșitul ei a fost momentul în care întâlnirea mea cu, cu acest Dumnezeu viu a început să crească. Era momentul în care auzeam glasul lui, îmi dădea cântări, îmi dădea poezii, îmi vorbea într-un fel uimitor. Era momentul în care am început să stabilesc că el este o persoană, este cu mine, și când vorbim avem un loc unde ne întâlnim. Da, Ala era întâlnirea mea cu, cu prietenul cel mai bun care le aveam făceam o întâlnire sub salcâm. <laughs> La ora 9 seara aveam întâlnirea sub copac. <laughs> Și uh, așa umplea gloria Domnului, era mai luminos decât în timpul zilei. <laughs> Și uh, nu mai vreau să termine, dar um, a fost așa o apropiere formidabilă. Um, Vreau numai să-ți spun lucrul ăsta, pentru că este o, o întrebare care vine în unii care, cu care am vorbit. Cred că fiecare tânăr are o decizie de făcut și nu trebuie să treci prin lume ca să cunoști cât de rea este, ca după aceea să te pocăiești cu adevărat. E o minciună. Nu, nu e adevărat. Nu trebuie să guști păcatul la extremă ca după aia să ai o schimbare radicală. Nu, nu, uite, te uiți la cineva care nu a gustat păcatul ăla radical și asta, dar întoarcerea mea este la fel de radicală ca oricăruia. De ce? Pentru că atunci când prezența lui apare, nu e vorba că nu știu ce ai vorbit, să ai mințit. Însă, și existența ta umană parcă se topește. Te topești în prezența lui. Da? Extrema întoarcerei lui nu este făcută că acum scrii ceva pe o tablă neagră și scrii cu alb, nu trebuie să ajungi să umpli tabla aia de negru, nu, 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 trebuie numai să lai pe el să se descopere. Dacă tu-l cauți pe el, da, totul se va pune în perspectiva cum trebuie. Da? Gând, gândește că e... Um, eu știu dacă trecerea la un examen este nota 5, cel care are 4.99, 4.99, să zice în România, sau cel care are nota 1, sunt amândoi căzuți. <laughs> da. Deci, de ce trebuie neapărat să mă duc să am nota 1 nu, nu face niciun fel de sens să-mi să stric viața cât este. În același timp, dacă ai ajuns la o viață foarte stricată și amestecată și de jos și toate astea, e la fel de ușor pentru Harul lui Dumnezeu să mântuiască pe cel cu 4,99 și pe cel cu nota 1. E la fel de ușor pentru Harul lui să te transforme, să te schimbe. Da? Dar radicalitatea schimbării nu este a păi stai, mă frate, cât am fost. Da? Ci radicalitatea schimbării este să-l cunoști pe el. Să știi cum este el de minunat. Da? Dar orice care este falimentar, omenescul, păcătosul. Atunci când întâlnește, când vine timpul și el se descoperă, schimbarea este radicală. Eram un gânditor um, foarte adânc, foarte analitic, un căutător de cunoștință foarte avid țin minte în primul an de facultate când studiam fizica și vorbeau ceva despre Einstein. Am auzit glasul Domnului și a zis, vrei să-ți vorbesc eu despre lumină. <laughs> Dar a fost așa de copleșitor că trebuie să ies afară din anfiteatru, ca așa se făceau cursurile în anfiteatru și am început să mă plimb pe holurile facultății ore întregi, primind această descărcare, acest download din înțelepciunea Lui Dumnezeu. Nu știam eu atunci prea mult că înțelepciunea e cunoștința, că, da? dar primind această descărcare din supranatural, din el, despre ce este de fapt lumina spirituală și lumina fizică. Și am zis, Doamne, nu știu ce mai întrebi atâta descoperire limitată a științei. <laughs> și aia are locul lui. Dar căutam, căutam despre darvinism, studiam, citeam cărțile din filozofia, filozofii germani, care cumva l-au inspirat și pe Karl Marx și vedeam de ce a ajuns marxismul ăsta. Aveam tot felul de lucruri care le aduceam după aceea la profesorul uh, și la asistentul de profesor de filozofie, întrebări care uh, mi-au creat probleme, <gântu -i> da? pentru că nu, nu acceptau oameni care gândeau, da, nu acceptau oameni, chiar că era facultate, nu, care puteau să îi provoace pe ei, să, să schimbe uh, ceea, ce, ceea, ce, spuneau, dar uh, mi-am dat seama că a umbla în înțelepciunea Domnului te face mai înțelept, spune, cred că, psalmul 119. Sunt mai înțelept decât învățătorii mei, pentru că mă gândesc la cuvântul tău. Deci, dacă, dacă ești în profilul acesta intelectual și te gândești și îți place și citești, și tehnică, știință și. <gânt> nu vreau să pui lucrurile pentru că religia a fost nu știu cum și îl pune pe Dumnezeu în trăsnete și nu, nu, vreau să te oprești în asta pentru că adevărata cunoștință este a Dumnezeului tău, a Domnului. El știe într-un fel care este atât de adânc, formidabil. Înțelegi această provocare, felul cum El m-a învățat dinăuntru? și îmi deschidea mintea să înțeleg cum El vede și să înțeleg creația, să înțeleg Biblia. Biblia a devenit ceva viu, ceva așa de real. Nu o carte tradițională care trebuie să urmezi, n-ai voie să contrazici, n-ai... Nu, 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 vorbeam cu autorul ei. Doamne, tu ai scris asta, știi? Tu ai scris. Cum, cum vezi asta? Ce ai înțeles prin asta? De ce ai spus să omoare pe toți locuitorii? <laughs> cum, cum vezi tu? Cum înțelegi tu asta? Da? Uh, perspectiva lui este extraordinară. Da, îți dai seama ce pasionat sunt. Deci, uh, uh, este <laughs> Circumstanțele grele prin care am trecut și am mai spus lucrul ăsta, partea a fost uh, ura din partea religiozității și oamenilor religioși, <coughs> pentru că am, am fost aranjat de Domnul cumva să pot crede scriptura și să cred că putem trăi ca și Domnul Isus, și dacă El scotea Duhurile, și eu pot să scot Duhurile. Da, în anii aceia, în 70 și sfârșitul anilor 70, nu se făcea așa ceva. Era ceva prin mișcarea penicostală, în anumiți oameni unși, anumite vase care se duceau și numele Domnului mai făceau. Dar ca să creadă că fiecare credincios care crede cuvântul, are autoritate peste demoni, învățătoarea asta nu era în România, după înțelegerea, după tot ce știam. Și am pornit să fac treaba asta, și am mai vorbit altă dată despre experiențele de a face asta. Din păcate, am început într-o biserică tradițională care um, nu prea credea în duhuri în felul ăsta. Domnul se binecuvinteze pe frații baptiști. Um, sunt scumpi, absolut. Um, un lucru foarte important, că tot vorbesc acum de asta, este am învățat așa de multă scriptură, am memorat așa de multă scriptură. Chiar dacă era numai o cunoștință, toate acele semințe au rămas acolo și când am cunoscut lucrarea Duhului Sfânt, au înviat. Da? E așa de important să te umpli de Biblie, să te umpli de scriptură, foarte important, chiar că zici, mă, dar nu ajută dar nu cred, dar nu, oamenii ăștia nu mă vorbesc, lasă semințele alea în tine, pentru că atunci când vine ploaia și te uiți a doua zi, nu mai este recunoști gorul, da? Asta e experiența care am avut-o, deci slavă Domnului pentru uh, biserica și frații baptiști care pun așa de mult accent la Biblie. Circumstanțele grele prin care Um, am, am trăit cu religia care mă tot arunca dintr-unul în altul și nu ești de al nostru, nu ești de ală, tu crezi asta, tu crezi asta. Părinții, uh, familia care nu te înțelege, um, te apreciază într-un fel, dar nu știu de unde până unde ești prin nori. Um, guvernul. Da, securitatea care avea dosar mare și te urmărea și mă urmărea în toate astea. Um, au grăbit toate astea și circumstanțele care, prin care poate tu treci și zici, mă, dar de ce eu, dar de ce alții n-au problemele astea? Pentru mine și-am întrebat asta. <laughs> dar mi-am dat seama după aia că au grăbit trecerea mea de la starea de. Uh, hai să-i zic oaie, bebeluș spiritual, da, care să văd ce zice fratele pastor, ce zice fratele diacon, trebuie să mă duc să-l asta. pe mă duc la un vas să văd ce-mi spune vasul, eu nu știu să intru la, să mă duc la facultate sau nu, să mă însorcul sau nu, dar hai să mă duc să văd ce zice vasul de lucrare, dar faptul că erau așa de multe atacuri în toate felurile și nu eram primit în felul ăsta, m-au grăbit să cresc în starea de ucenic al Domnului, să primesc direct de la El, să doresc să aud vocea Lui. Ea nu era clară la început și trebuia să zic, uite, eu așa cred că ai zis, mă duc și fac asta, da? dacă voiește cineva să știe. Uh, dacă vrește cineva să facă voia Domnului, va ajunge să cunoască, spune Ioan, Domnul Iisus. Da? Vei ajunge să știe asta, dacă ești gata să faci cât ai înțeles. Așa da? asta e ceea ce făceam. Dar în perioada aceasta, adolescență spirituală, dacă vrei, se potrivea și cu vârsta fizică, um, au fost niște eliberări enorm de adânci pentru viața mea și uh, cred că este enorm de important. Uh, este șantier continuu și te gândești, nu știu cât am crescut, nu știu ce se întâmplă, că ce-am zidit ieri, astăzi, ea se dărâmă și nu mai știu, poate treci și tu prin asta. <laughs> Dar au fost niște eliberări foarte adânci. Uh, țin minte când eram în... Uh, într-o stație de tren, și tot așa domnul, n-am putut să mă urc în tren, și am început să merg pe lângă șine, era ok. <laughs> nu face treaba asta. Și um, um, am simțit că ceva care mă identifică pe mine se numea frumusețea artistului, era așa, era Ceea ce mă identifica era, era val în persoană da? și a ieșit din mine, parcă m-am vomitat pe mine. Nu știu cum să descriu asta, dar a fost o liberare enorm de adâncă și mi-am dat seama că a tăiat toate podurile pe care m-aș fi putut întoarce înapoi la lumea religioasă. Atunci când mi s-au oferit poziții în lumea religioasă, n-am putut să le iau. Pentru că ceva adânc, în perioada aceasta cu atâta șantier, cea de adânc s-a întâmplat. În același timp, țin minte chiar în armată, în timpul acela cu Dumnezeu, mă duceam pe câmpul acela, nu știu ce era, porumb, cred că era. Și am început să-L rog, să-mi spună ce vrea cu viața mea pentru că deja începuseră anumite lucruri contrarii și uh, nu mă mai, nu mă mai păsa decât de câte el eram așa pasionat după acest om care începusem să-l să cunoaște. Și rugăciunea mea, mă gândeam, oamenii care eu știu în viața mea, care mi se păreau cei mai crescuți <laughs> și... Uh, zi, Doamne, poți să mă faci măcar să-i să șterg picioarele, măcar ca omul ăsta, să ajung ca omul ăsta, că tot ce știam eu mai bine era să fiu măcar aproape de unde este. Și prima dată când am auzit înăuntru meu pe domnul râzând, <laughs> și a zis că am niște planuri mult mai mari decât asta, și uh, ce face copilul? Nu știu, nu înțelege... Dar plângeam bine. Atunci am învățat să plâng o grămadă, pentru că eram așa de copleșit, așa de parcă frânt înăuntru, copleșit de prezența lui, pe mine toamne. Atunci am primit promisiunile care, după ce am urmărit toată viața în Isaia, te voi face lumina oamenilor vei fi dergător de spărturi, cel care drege drumurile, face țara cu putință de locuit? <laughs> n avem eu să știu că o să urmeze niște ani așa de grei, cu atâtea probleme, dar în același timp extrem de aventuroși cu Dumnezeu. <laughs> și că acea eliberare <laughs> experimentat o nu avea decât să fie prima din mai multe. Pentru că tot ceea ce omul încerca să construiască, Domnul spunea nu, nu chiar am nevoie de o lucrare aluvalie, nu chiar am nevoie de o biserică care să-l scoate pe el în, în slăvi. Vreau ca să-l multiplic pe Isus. Um, vreau numai să încurajez felul unde ești, în locul unde ești. Um, perioada aceasta de adolescență este o perioadă foarte um, tumultoasă. Um, bineînțeles, ești în generația aceasta în care electronicele sunt. Te preocupă, nu mai faci un click și ești pe internet, afli, aflicitești despre toate lucrurile, întrebi, poți asculți pe oricine, dar um, e diferit um, accesul care l-ai la informație, diferit de cum eram acum 40 um, și de ani, dar nu s-a schimbat. Ai un destin. Ești chemat de Domnul tău. Și aș vrea să nu te oprești până când nu conectezi cu acest Dumnezeu viu, pentru că El vrea, El a pornit deja. Dacă tu auzi ce vorbesc acum, El a pornit deja să conecteze cu tine. Chiar și fiul risipitor, acolo de la Roșcove, era dragostea tatălui. Era acea acele funii de dragoste care erau tot timpul legate în jurul lui, care îl trăceau. Și i-a venit mintea deodată. Și poate și tu mă asculti acum, pentru că ceva s-a întâmplat recent în viața ta și a început drumul înapoi spre tata. Te trage spre el. Nu te opri. Orice încearcă să ți se ofere um, Vreau să nu te oprești. Este așa de mult, este așa de real, și așa de puternic. Este așa de iubit. Și eu te iubesc. Pace.